Un filmuleț video și noi detalii ies la iveală despre nunta însângerată din Moscova, acolo unde au fost împușcați doi frați moldoveni, unul dintre care era mirele. Presupușii autori ai crimei au fost reținuți. Tragedia s-a produs în data de 22 ianuarie într-un club provincial unde tânărul de 34 de ani, originar din Republica Moldova și aleasa lui, își sărbătoreau nunta. Între fratele mirelui și unul dintre invitați s-a iscat un conflict care a degenerat într-o încăierare cu focuri de armă. În rezultat, cei doi bărbați au murit pe loc. Incidentul s-a produs în a doua zi de nuntă, în toiul petrecerii. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, Vladimir, invitatul din partea miresei, l-a chemat pe fratele mirelui afară la discuții. Acesta a ieșit însoțit de mire. În scurt timp, de afară s-au auzit bubuituri, iar oaspeții au crezut că sunt focuri de artificii. Răpuși de gloanțele pistolului au fost moldovenii Radu și Filip Cordineanu, iar cel care a tras a fugit cu o mașină la volanul căreia era alt bărbat. În consecință a fost reținut un suspect în vârstă de 32 de ani. A doua zi a fost găsit și complicele său, reținut la fel de oamenii legii. Potrivit anchetei, principalul suspect al crimei este un oarecare Vladimir Deveataev, în vârstă de 31 de ani. Se presupune că după un conflict cu frații Cordineanu, acesta l-ar fi contactat pe fratele său Alexei, iar cel din urmă a adus pistolul în clubul unde se juca nunta. De asemenea, se cunoaște că suspecții sunt feciorii unui deputat din regiune. În prezent, suspecții au fost puși sub acuzare. Comitetul de anchetă din Rusia a deschis un dosar penal în temeiul articolelor uciderea a două sau mai multe persoane și deținerea ilegală de arme.